Salutare tuturor! În video de astăzi ne vom uita la un Mercedes-Benz SL500 din anul 2003, produs de către Norev la scara 1:18. Macheta este metalică și ca funcționalitate are suspensie activă și direcție, deschiderea capotei motor, deschidere uși, deschidere portbagaj. De asemenea vine în cutie cu acest hardtop și deflectorul de aer. Este funcțional. Haideți să ne uităm mai aproape. Avem farurile care arată foarte bine. Avem aceste grile pe capotă care, din păcate, nu sunt perforate. De asemenea, și aceste grile, grila aceasta de sus și grila de jos, nu sunt perforate. Avem sigla de pe capotă, iarăși care arată foarte bine. După aceea, pe laterală, avem aceste jante care arată foarte ok. Din păcate, destul de slab calitativ sunt făcute discurile și etrierii. Mi-ar fi plăcut să fie scris Mercedes pe etrier. Grila aceasta laterală iarăși nu este perforată. În spate avem stopurile, iarăși la care nu se văd punctele de prindere. Avem sigla SL500, sigla Mercedes. Și avem evacuările acestea cromate, care iarăși arată foarte bine. Haideți să deschidem capota motorului. Destul de mult plastic, dar avem câteva detalii acolo pe furtunile de admisie și pe aici, prin spate, nu știu dacă vedeți. Avem câteva elemente colorate, mai avem și aici un sticker. Și în partea aceasta la fel. Per total arată destul de bine compartimentul motor. Interiorul deschis la culoare, foarte drăguț. Avem volanul cu lemn. Consola centrală iarăși cu lemn. Foarte bine arată. Avem și acel SL scris pe aici pe pragul mașinii. De asemenea pe aici avem un sticker destul de mare, care arată foarte bine. Avem și navigația. Arată foarte, foarte bine. Haideți să vedem și portbagaj. Bineînțeles, fiind Norev, macheta este mochetată. Avem și în portbagaj mochetă. Aceeași culoare cu interiorul. Și interiorul este de asemenea mochetat. Și se simte foarte bine la atingere. Ce părere aveți despre acest model? Dar aștept în comentarii să-mi spuneți dacă l-aveți în colecție sau dacă îl intenționați să-l cumpărați. Să știți că aveți un cont de discount de 10% în descriere pentru site-ul nostru, pe care de asemenea îl găsiți acolo. Aștept părerile voastre.